Bună, colegi apicultori, suntem la tei, suntem pe seară, dăm cu jos caturile 2, le băgăm și le extragem la laborator în noaptea asta și mâine ne apucăm de extras pe total de la oaltă. Nico e în acțiune. Merge, Nico? Merge, cum să merge? Ia catul 2, încep să căpăcească, jos arată, ia uite, foarte bine. Ia uite, ce-a făcut aici? Astea au avut două catru și o liță aici, nu le-au ajuns 20 de rame de jumătate și au crescut și aici, până jos, până în capăt. Foarte bine. Deci astea sunt familii care sunt capabile în 3 zile jumătate de cules, cam atât au prins când au înflorit aici pe platou, să umpli chiar și două catru. Aviz celor care spuneți că nu faci mieri, că nu merge, că nu... Păi nu merge, fraților, dacă nu aveți albină și stup cum trebuie, cum să meargă? Trebuie să aveți albină și stup și să vă ocupați de ei. Deci în concluzie, aveți albină, vă ocupați de stup și faceți treabă și în 3-4 zile de cules. Așa că s-au depopulat, că una, că alta. Nu e, băi, nu v-ați ocupat de ei. Aia e ideea. Nu v-ați ocupat, nu vă pricepeți. Cam așa are. La te. Da? Să nu credeți că aici e minunea minunilor. Veniți. Dacă sunteți capabili în 3 zile o familie să vă umple 2 caturi, faceți, dacă nu stați și vă uitați la alte. Cam așa e. La deal sunt roi. Deci nu... Încercăm să-ți facem cu spații chiară. Da. Nu ca o jignire, ocupați-vă de stupi. Aia e. Ocupați-vă că eu n-am avut o săptămână de cules. 3 zile jumate. Și plus câteva zile la vale, în tei mai depărtat. Cam asta de la noi, spor la treabă și spor la înțeles cam cum funcționează cu albina asta, ca să reușiți să o scoateți la cap.